cuvântul din care voi predica se află în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de la versetul 20. Voi citi până la versetul 26 inclusiv. Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închină la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei. L-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Și biserica să spună amin. Amin. Repet din nou: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Amin. Putem spune toată biserica ultima frază? Am vrea să-L vedem pe Iisus. Haideți încă o dată. Am vrea să-L vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și cineva să spună amin. Amin. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Și cineva să spună amin. Amin. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Amin. Vă rog, reocupați-vă locurile. Fraților, să ne binecuvânteze Dumnezeu. Să binecuvânteze Dumnezeu păstorii, mai marii noștri, organizatorii, slujitorii și într-un mod special pe cei ce vor urma să predice. Să vă întărească Domnul, frații mei. Cel mai greu lucru este să ai două slujbe în loc de una. Una să trăzești și apoi să-i menții treji. Dragi oameni al lui Dumnezeu, vă rog din suflet, din inimă să primim cuvântul lui Dumnezeu într-o conferință de romi. Este destul de dificil, de aia cred că Dumnezeu nu ne-a dat țara noastră, că toți am fi președinți și n-am avea cine să plătească impozit. De aia Dumnezeu ne-a risipit să ne facă președinți în toate țările. Să ne ajute Dumnezeu, amin. Am o slujbă dificilă, grea, știind că frații mei trebuie să predice și ei și am un cuvânt de la Domnul. Slujitorul dedicat între mass media și biserică. I-am numit mesajul care l-am în inimă, slujitorul dedicat între mass media și Mântuitorul. Pentru că, dragi frați, se întâmplă o decădere foarte subtilă. Nici nu ne dăm seama cum alunecăm din brațele Mântuitorului în brațele mass-mediei. Mass-media e televiziunea, radioul, Facebook-ul, Twitter și toate celelalte căi de socializare. Mass-media înseamnă medii de socializare. Vreau să vă spun că există un mediu de socializare cu Dumnezeu. Și acela este biserica și calea e Hristos. Însuși el spunea: cine vrea să ajungă la Tatăl trebuie să vină prin mine. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Domnul Hristos este modelul nostru, modelul care a rezistat în planul lui Dumnezeu, făcând față mass mediei. De ce am numit mass media din textul respectiv? Grecii încă erau la putere, încă ei erau în fruntea culturii mondiale. Roma era în fruntea armatei, a forțelor militare, iar Israelul era în fruntea religiozității. Credeți că atunci mass media nu era la fel de ridicată ca și astăzi? Să ai Roma care deschide drumuri, să ai Grecia care deschide mintea și să ai Israelul care deschide inima și îl face templu, cine nu vrea să fie mare? Într-un asemenea context, frații mei, într-un asemenea context în care fiecare căuta relevanță socială,
Relevanță eclesiastică, relevanță religioasă, relevanță economică și militară. Vin niște greci, ei sunt aprozi, oameni prozeliți care au plecat din Ierusalim, din Israel, au rămas prin părțile Greciei, prin Decapole și alte cetăți ocupate de greci, prin Siria, și aud că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este diferit de ceilalți. Și vin să-L vadă. De ce vin după El? Pentru că modalitățile de predicare alese de Mântuitorul nu au fost la îndemâna tuturor. Modalitățile de predicare alese de Domnul n-au fost la îndemâna tuturor. Cuvintele și puterea sa erau factorii de tranzit de la farisei și cărturari la arta de predicare. Hristos a făcut din predicare artă și nimeni n-o să mai predice vreodată ca El. Însă, dragi oameni, venea într-un context fariseic, într-un context de cărturari, într-un context lipsit de putere, de esență. E foarte greu să predici, însă când în tine e Duhul lui Dumnezeu, când în tine există puterea de sus, când ai un mandat spiritual, când știi pentru ce te-ai născut pe acest pământ, ție nu ți este greu să predici nici în contextul fariseilor și nici în contextul cărturarilor. Pentru că are modalități diferite de predicare. Cuvintele și puterea erau factorii prin care i-a trecut pe oameni de la religiozitate la relație cu Dumnezeu. Noi de asta avem nevoie, dragi oameni al lui Dumnezeu. Dragi oameni al lui Dumnezeu, avem nevoie de acest tranzit, avem nevoie de această trecere, de barierele acestea. Pentru că însuși Hristos, Domnul, avea un mod de lucru diferit, ciudat uneori, sfida toate barierele sociale. Toate cerințele religioase și ceremoniale. Mi-am notat, te rog să afișezi și slide-ul acesta. Priviți ce făcea Hristos. Scuipă și face tină. Și pune la ochi. Păi care fariseu a făcut asta? Că nu știau cum să se poarte ca să aibă faimă. Apoi ia scuipa de pe limba sa și pune pe limba mutului. Și mutul vorbește. Apoi stă de vorbă cu femeia străină, cu samariteanca, ceva nemaipomenit. Mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii. Trimite leproșii înapoi în cetate. Păi cine a mai făcut asta vreodată? Să trimiți leproșii înapoi, duceți-vă în cetate înapoi. Păi cetatea ne dă afară. Da, eu, Domnul, vă zic, duceți-vă înapoi în cetate. Se atinge de leproși. Cine se atinge de repros, de raclă, devine necurat. Și cu cât se atinge de necurați, el devine și mai sfânt. Și sfințește și pe alții. Pentru că este Hristos Domnul. Pentru că este Salvatorul. Pentru că este Mântuitorul. Binecuvântat să-i fie numele în veci. Dincolo de aceste, scoate bani din gura peștelui. De unde ai luat bani să plătești toate astea? Sigur, nu din gura peștilor. Din buzunarul fraților. E mai ușor din gura peștilor decât din buzunarul fraților. Dar nu putea Hristos să spună, du-te mă la Iuda. L-am pus casier și nu mai putem lua un ban de la el dacă nu-i convine. Că avem casieri mai mari decât păstorii, mai mari decât conducătorii, mai mari decât comitetele, că-s banii la ei. Și dacă nu le convine lor, nu le mai dau bani. Duceți-vă la pești, pescuiți pești și găsiți bani în gura lor. Apoi chemările Mântuitorului, frații mei, de-aia a fost așa de diferit. Chemările lui sunt radicale. Spune tânărului bogat, vinde tot ce ai. Mă, nu 30, 50, 70, nu-ți lăsa nimic pentru zile negre, că o să mori și tu și maica ta. Dă tot ca să-ți rămână numai zile albe. Chemarea Domnului este strânjenitoare, spune lui Pavel pe drum, nu ți-ar fi greu să dai înapoi cu piciorul în vârful unui țepuș? Te strânjenește chemarea Domnului. Când ne cheamă Dumnezeu, dragi oameni al lui Dumnezeu, nu ne cheamă la confort. Nu faceți din chemarea Domnului confortul vostru. Să nu facem din chemarea Domnului confortul nostru. Chemarea Domnului este frustrantă,
Leapădă-te de tine însuți, noi ne-am lepădat de toți, numai de noi nu. Și Hristos spune, nu vreau slujitori de ăștia care se leapă de când de unul, când de altul. Vreau slujitori care se leapătă doar de ei și iubesc pe toți. Cineva să spună amin. 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 Nu vă mai lepădați de nimeni din biserică, lepădați-vă de voi înșivă. Să nu ne lepădăm de păstori, de părinți spirituali, de echipă, de biserică. Mă, gata cu lepădarea de alții. Nu-i slujirea lui Hristos asta. Slujirea lui Hristos e lepădarea de sine. Chemarea Domnului radicală. E dureroasă. Spune oamenilor, cine vrea să vină după mine să-și ia crucea în fiecare zi. Știi ce înseamnă să mergi după el în fiecare zi cu crucea în spate? Să ți se obișnuiască spatele și umerii și rănile să ți se cicatrizeze, să nu te mai doară când porți. Numai oamenii care au purtat poveri știu ce înseamnă să ți se bătătorească palma, pălmile, de la atâta muncă încât să nu te mai doară când strângi ciocanul, lopata. Duceți-vă la muncitor să vedeți cum au mâinile. Pe noi ne dor că avem pălmile fine, însă oamenii cu mâinile bătătorite nu-i mai doare așa tare. Chemarea Domnului îi dureroasă. Omul care poartă poveri, li se cicatrizează spatele de dureri. Și am învățat în suferință să facem față durerilor până când nu ne mai doare. Chemarea Domnului este nemaipomenită. I-a luat pe niște pescari care n-aveau momială bună să prindă pești. Și a spus, vă fac pescari de oameni. Păi momiala noastră nu era bună de pești. Cum ne vom descurca noi cu oamenii? Noi nu aveți nevoie de momiala. Aveți nevoie de adevăr. Pe pești îi mințiți cu momiala. Pe oamenii îi atrageți cu adevărul. Pe oamenii îi atrageți cu iubirea. Eu vă iau din pescari de pești cu momială și falsitate și vă fac pescari de oameni cu adevăr și iubire. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Pentru că chemarea Domnului e nemaipomenită. Păi ia de niște țigani, ia de niște oameni de nicăieri și pune pe stâncă. David spune, m-ai luat din mocirlă și nu m-ai lăsat pe mal. Că iar mă băgam înapoi. M-ai luat din mocirlă, Doamne, dar mai ai o slujbă de făcut. Du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge. Îndepărtează-mă de perimetrul pericolului. Îndepărtează-mă de limita prăbușirii. Îndepărtează-mă de pericolele care mă pasc. Oh, cu ce viteză trebuie să predic eu că n-au avut alții. Hristos era chipul Dumnezeului celui viu. Deși era chipul Dumnezeului celui viu, deși era chipul văzut al Dumnezeului celui nevăzut, bă, oameni buni, atrage oameni prin sacrificiu, nu prin funcție și titlu. Deși era chipul văzut al Dumnezeului nevăzut și totuși atrage oameni prin sacrificiu, nu prin titlul ce-l avea. Oamenii n-au mers după el că era el Hristosul, că l-au lăsat după aceea. Oamenii au mers după el că au văzut în el puterea de sacrificiu. Binecuvântat să fie numele lui Hristos. Hristos nu a sacrificat ca să aibă faimă. Ascultați-mă, frații mei, de aici și din altă parte, de pe scenă și din bancă. Cine sacrifică pentru faimă rămâne și fără bani și fără viață. Hristos nu dă nimănui faima după care fugi. Că unii fug după mulțimi și mulțimile fug de ei. Și cum prin și ei câte o mulțime, nu mai scăpăm de ei. Cine fuge de mulțime, fuge mulțimea după ei. Spune, văd gloata asta, hai să fugim, hai să mergem în altă parte, spunea Hristos. Uiți-vă în corabie, să plecăm de aici. Și mulțimea și-a dat seama unde merge. Și-au ajuns înaintea lui Iisus pe mal. Pentru că atunci când nu fugi după mulțime, fuge ea după tine. Când fugi după mulțime, vă spun eu ceva, fuge ea de tine. E vorba între mass media și Hristos. Toate acestea erau criteriile mass mediei din vremea Domnului. Punctul 1. Și eu sunt așa dificil. Și eu am probleme.
Cum să faci față și să rămâi în Dumnezeu? Cum să trăiască slujitorul între mass media și Mântuitorul? 1. Atinge lumea, dar nu te lăsa atins de ea. Cineva să spună amin. Atinge lumea, dar nu te lăsa atins de ea. Întoarceți-vă la cei de lângă dumneavoastră și spuneți acest cuvânt și voi, vă rog. Atingeți lumea, însă nu vă lăsați atinși de lume. Haideți! Atinge lumea și nu te lăsa atins de ea. Asta înseamnă mass media și Mântuitorul. Spun că au venit niște greci. Nu era Facebook, WhatsApp, televiziune, radio? Nu era mass media pe care avem noi astăzi. Mass media de atunci era prin scrisori, de la om la om, prin mesaj verbal. Și vă rog să vă gândiți că Domnul Iisus a lucrat numai 3 ani și 6 luni fără Facebook, fără internet, fără televiziune și a impactat o lume întreagă. Și noi cu Facebook, cu televiziune, cu radio, bă, nu mai avem impact nici în familie. Cum reușește Hristos să atingă lumea? E fantastic! Atinge leproșii, atinge femeile bolnave, atinge oamenii morți, atinge racla, atinge lemnul, atinge mintea oamenilor, atinge inima, dar nu se lasă atins de lume. O să privim, dragi oameni al lui Dumnezeu, contextul este foarte vast, foarte bogat, nu o să intrăm în toate detaliile. Capitolul 12 este capitolul respingerii lui Hristos. Oamenii resping. Știți cu ce vrea lumea să ne atingă pe noi lucrătorii? În primul rând cu respingerea. Cu cât lucrezi, cu atâta te resping mai tare. Suntem ca niște oi în gura lupilor. Dacă nu ne pot devora, ne vor îndepărta. Dacă nu te mănâncă, nu te suportă. Că ești mai tare decât dinților. Unii cred că pot mușca pe oamenii lui Dumnezeu. Fraților, ascultați-mă ce spun această seară. Ne-a îmbrăcat Dumnezeu cu un strat extraordinar de puternic. Numai ficatul ne doare, nu ne puteți mânca de tot. Numai unii facem diabet, tensiune, dar nu ne mâncați voi de tot. Pentru că ne păzește Salvatorul. Și dacă n-au putut să-L mănânce pe El, nici pe noi nu ne vor mânca. Nu vă mai temeți de dinții lumii, că vor să ne atingă. Lumea vrea să ne atingă cu respingerea. Însă când vede lumea că nu merge cu respingerea, că dacă te resping o vreme și nu te mai atinge, încep să-ți dea rating pe Facebook. Că dacă nu merge cu respingerea, te iau cu ratingul. Și îți dau like-uri și te promovează. Știi, pastorul cel mai minunat, până când faci nuntă la copil. Și lumea vrea să ne atingă, dragi slujitori. Și viața slujitorului este în permanență între respingere și rating. Astăzi resping, mâine ai like-uri. Astăzi vorbesc de rău, mâine te iau în brațe. Suntem între Hristos și mass media. Vreau să vă spun, secretul biruinței lui Hristos este nu te lăsa atins de lume, chiar dacă slujba e în mijlocul ei. Chiar dacă slujești în mijlocul ei, nu te lăsa atins de lume. Cum poți face față? Rămâi în planul lui Dumnezeu. Vin grecii să-L vadă pe Domnul, după ce evreii resping. Și spun, au venit niște greci să te vadă Iisus. Ăștia te resping, te primesc grecii, stai liniștit. Și Hristos spune, a sosit ceasul ca Fiul omului să fie proslăvit. Cum? Incredibil. Păi de ăștia care te resping, nu ni s-a săturat nouă sufletul? Ba da! Păi vin oameni care te vorbesc de bine. Și când au început ăștia să-L vorbească de bine, a spus, a sosit vremea ca Fiul omului să meargă după planul Tatălui. Rămâi în planul lui Dumnezeu. Cineva să spună amin. Cum să atingi lumea, te va învăța Dumnezeu. Cum să faci față, învățăm în această seară, să rămâi în planul Domnului. Nu te lăsa
după gura lumii, că dacă te resping ei, tu n-ai valoare. Nu, tu ai valoare în fața Domnului, fiindcă de aia nu te iubesc, că nu ești ca ei. Dar apoi se vor obișnui cu oamenii lui Dumnezeu și vor veni cei mai mari păcătoși să ne zică omul lui Dumnezeu, să ne dea ratinguri, like-uri, vizualizări pe internet. Îmi place că în 7 ore am avut 50.000 de vizualizări la o postare. Da, și spuneți-mi voi ce folos mi-a adus decât un pericol. Că până să am 50.000 de vizualizări, am avut 20 de ani de durere. Am avut ani de respingere și de suferință. Atinge lumea, dar nu te lăsa atins de ea. 2. Atrage lumea, dar nu te lăsa atras de ea. Au venit grecii, romanii, sutașul, mulțimile, Tirul, Sidonul, Capadocia, până și evrei mergeau după el să-l asculte. Și aprozii s-au dus după el și au spus, de ce nu l-ați adus prins? Păi n-a vorbit nimeni ca el. Nu cumva credeți și voi în el? Nu cumva v-a atras și pe voi? Atrage Hristos mulțimile și viața aceasta, dragi oameni al lui Dumnezeu, ca să nu te lași atras de ea. Viața este între asocierea cu tine și apărarea ta. Lumea vrea să ne atragă, fraților, cu eroismele ei. Capitolul 14 și 15 din Matei sunt două înmulțiri ale pâinii. Și n-ambele dăți au vrut să-l facă împărat. Hristos atrage mulțimea în pustie. Ascultați-mă, este un Dumnezeu fantastic. Aduce mulțimea flămândă în pustie. În prima înmulțire era o zi de foame. A doua înmulțire erau 3 zile de foame. Atrage mulțimea după el în pustie. Și vor să-l facă împărat. Dar el fuge de mulțime. Nu se lasă atras de asocierea oamenilor care se asociază cu el ca să-i facă ei bine, ca să îndeplinească ei planul lui Dumnezeu. Știți cu ce putem fi noi atrași de oameni? De oamenii care se asociază cu noi și devin partida noastră. De oamenii care vor să se răscoale împotriva mai marilor ca să ne apere pe noi. Sunt slujitori cărora li s-au asociat niște oameni, nu prieteni, partizani. Și dacă cineva dă în el, se ridică ceilalți și l-apără. E viața între mass media și Mântuitorul. Atragem lumea, însă să nu ne lăsăm atrași de ea. Se duce în Ghețismani și predică în Ghețismani. Se roagă în Ghețismani foarte mult. Și vede îngerul Domnului. Vom vedea în curând închei. Mi-am propus să închei la fix. La fix și cât nu știu. Și vine Petru și scoate sabia și taie urechea lui Malhu. Și spune Hristos un lucru extraordinar. Petre, crezi că am eu nevoie de apărarea ta? Adică, Petre, tu ai crezut că dacă ești slujitorul meu, mă poți apăra tu? Eu nu sunt în stare să mă apăr? Unul dintre pericolele care ne pasc pe noi toți, pe toți slujitorii, este că atragem lumea și apoi ne lăsăm atrași de ea, să ne ia apărarea, să se asocieze cu noi, să facem partide electorale. Cu asta vrea lumea să ne atragă. Hristos nu s-a lăsat atras de lume deloc. Hristos respinge categoric asocierea oamenilor pentru planul lui Dumnezeu. Hristos respinge apărarea sa de către apostoli. Nu mai lăsa pe nimeni să te apere. Te-a atras lumea. Fraților, dacă atragem lumea în biserică, să nu lăsăm biserica atrasă în lume. Spune Hristos, pune sabia înapoi, fără sabie. Mă ascultați? Fără sabie. Apostoli, fără sabie. Apostolii au impactat lumea, nu cu sabia.
Dacă mai aveți săbi, băgați-le repede în teacă. 3. Pentru că trebuie. Viața între mass media și Mântuitorul. Alege să suferi fără să provoci suferințe. Nu contează pe câți oameni omori pentru poziția ta. Contează cât de mult mori tu din poziția ta pentru oameni. Să nu mai credem, fraților, că omorând oameni, călcând peste cadavre, ne vom ține poziția, că vom muri și cu mâinile pe coarnele altarului. Va veni Benaia și ne va lua viața. Noi suntem chemați să suferim. Despre Moise să spune așa: a socotit că e mai de preț să sufere, că întâi a provocat suferința. Mă rog să asculte și cine trebuie. Și dacă vrei să rămâi de partea Mântuitorului, oprește-te să mai provoci suferințe. Mai suferă și tu. Poartă-ți crucea. Am câteva referințe, vreau să le pună pe ecran, pentru că viața, și cu aceasta închei, între mass media și Mântuitorul, punctul 3, alege să suferi și nu provoca suferința altora, e între gloria venită de la oameni și cinstea pe care o dă Dumnezeu după suferință. Și au spus oamenii: vrei, bă, să te facem mare. Ce, mă, cu atâta slăbiciune în tine? Păi ce, a venit timpul. Și el zice: ce? Eu nu știu pentru ce am venit. Eu tocmai pentru asta am venit să mor. Vreți voi să mă îndepărtați de asta? Vreți voi să-mi dați cinstea pe care o dă lumea? Dumnezeu nu dă cinste decât celui ce suferă întâi. Te rog, pune următorul slide. Când ești în cea mai mare glorie, nu-ți lua ochii de la cruce. Pune citatele dacă le-ai scris și apoi revii la asta. Cu toate trimitere, dacă ai reușit să le scrii. N-ai reușit să le scrii, nicio problemă. Am să le spun eu, că nu o să le mai citim. Ioan capitolul 12 cu versetul 28. Spune: Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. S-a auzit glasul Domnului, fraților, ăsta Facebook, asta mass media, ce să-ți dea share, să-ți dea fulger, asta da mass media. Nu să-ți dea share, să te vezi pe Facebook, nu. Să se audă din cer glasul Domnului pentru tine. Să se audă din cerul glasul Domnului pentru tine. Bă, asta e mass media. Asta e mass media. Și mi-am notat 6 citate, fraților. Doar le amintesc și voi le știți. Ioan 12 cu 28 este al 5-lea. Însă vreau să încep de la prima inițiativă. Matei 1, 20 și 20 și 21 vine îngerul la Iosif și spune: copilul ăsta îl va chema Iisus. Și el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Următorul citat. Matei 3 cu 17. Tatăl îi spune lui Ioan: tu nu-mi cunoști fiul? Nu. Și cum faci, mă, slujbă? Cum botez, mă, dacă nu-l cunoști? Și Ioan spune: tata, numai pentru asta am venit să botez. Ca să-l cunosc și eu și să-l fac cunoscut și altora. Și spune: ok, când va veni și se va deschide cerul în dreptul lui și vei vedea porumbelul coborând și vei auzi glasul meu, să știi că ăla este. Și așa se întâmplă. Tata îl identifică pe fiul. Îi spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Matei 16 cu 16 și 17 spune: cine zice lumea că sunt eu? Păreri, opinii. Dar voi cine ziceți? Și ăștia muțesc. A venit un duh de muțenie peste ei și spune Hristos lui Simon, după ce spune că este Hristosul: Simone, fiul Iona, nu carnea și sângele, adică nu lumea, îți descoperă identitatea mea. Nu mass media îți dă relația cu mine. Nu lumea, nu mass media, nu paginile de socializare, nu câți prieteni ai.
Nu câți followeri ai tu, nu câte share-uri ai tu, nu câți oameni îți bat din palme din biserică, nu câți oameni atragi la tine, Simone, îți descoperă identitatea mea, ci Tatăl meu care este în ceruri. Asta da masmenie. Să-ți vorbească Dumnezeu din cer. Descoperirea lui Hristos, apoi Matei 17 cu 5, spunea Petru să te ferească Dumnezeu să mor, că vrea să-L îndepărteze. Și Hristos spunea, înapoi a mea Satanu, cum să mă îndepărtez tu de planul pentru care am venit? Dar totuși, Simone, hai să vedem ce zice tata, ca să te convingi și tu. Și Simon în sfârșit ajunge la tata pe muntele Tabor, muntele fericirii, și aștepta, singurul care mai era în putere să-L ferească de moarte pe Hristos era tata din ceruri. Numai că apare tata din ceruri în 17 cu 5 și spune așa, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea, de el să ascultați. Și acolo era și Moise și acolo era și Ilie și Petru și Ioan și Iacov. Tata n-a zis, te duci la moarte. Tata a zis, ascultați de el. Că dacă el vrea să se ducă la moarte, așa se va întâmpla. Ascultați de el că se duce la sacrificiu. Ascultați de el că și-a asumat suferința. Ascultați de el că a ales suferința. Nu-l îndepărtați de suferință ca să nu provoace suferința altora. Se roagă în Ghețizman și vine îngerul să-l întărească și să-i dea încurajări. Îngerul încurajărilor pentru că a lipsit Petru, pentru că a lipsit Ioan. Pentru că a lipsit Iacov. Stai tu liniștit. Când vor lipsi oamenii să te încurajeze, va trimite Dumnezeu îngeri. Care Dumnezeu grijă de fiii săi? Care își vor bea paharul? În Ghețizman s-au dat două lucruri, două elemente, două obiecte, paharul și sabia. Cine se ruga în Ghețizman avea pahar. Cine dormea în Ghețizman avea sabie. Tu ce faci în Ghețizman, în vieții tale? Dacă nu te rogi când ți-e greu, iei urechea tuturor. Îți faci dreptate cu mâna ta. Dacă te rogi când ți-e greu, dacă te zdrobești la presă, dacă reziști în suferință, nu vei mai provoca suferințe altora. Pune slide-ul înapoi că închei. Și să închei la fix. Te rog să pui ultimul slide. Vârful nu este o stațiune, ci vârful este un punct de tranzit. Unii cred că urcă toată viața pentru a rămâne toată viața în vârf. Nu, fraților, nu n-ați înțeles bine. În niciun pisc de munte nu există loc de ședere. E loc de doborât și apoi de coborâre. Că unii ajung în vârf și nu mai coboară, cad. Pentru că nu știu să-și facă trepte de coborâre. Nu urca fără să-ți asiguri coborârea, că vei cădea sigur. E cel mai ușor să cazi din vârf. Toată viața urcăm pe trepte. Greșeala altora că urcă și vor să stea toată viața în vârf. Fraților, pe o parte se urcă, avem un vârf cu linii subțire trase de Dumnezeu și pe cealaltă se coboară, mă, oameni buni. Și cine nu-și face trepte de coborâre, va avea topogan până în vale. Va cădea dintr-o dată, fără leac. Nu vă faceți casă în vârf! Puneți steagul că ați ajuns acolo și faceți drum să ajungă și alții! Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Care a ajuns în vârful Golgotei și nu și-a făcut casă la Golgota. A bătut țărușul și apoi ne-a chemat pe noi la Golgota! La Golgota! Acolo-i vârful! Nu-i la Amvon! Nu-i la președinție, nu-i în comitet, nu-i la caserie, nu-i la convenții, nu-i la conferință, vârful e la Golgota. Vrea cineva vârf? Vrea cineva să ajungă în vârf? Vrea cineva să fie primul în lume? Vrea cineva să pună steagul acolo? Du-l la Golgota!
Am luat Golgota și am coborât-o la parele muntelui. Ce ușor ar fi lui Iisus să-și bace crucea la parele muntelui. Ar fi murit din prima. Am doborât nivelul. Spun un lucru și închei, că și eu am multe de spus. Îmi vine multe în cap, da. Mă, oameni buni. Când aduci Golgota mai jos decât nivelul ei de sacrificiu, atunci e problemă. Nu când se mai ridică altul lângă tine. Știți că lângă Iisus mai erau tâlhari? Și ei erau în vârf. Și Iisus la mijloc. Iisus n-a spus, nu mai vreau un vârf cu tâlharii ăștia. Puneți-mi crucea mai jos. Uneori viața ta de vârf e în mijlocul tâlharilor. Și la dreapta, și la stânga. O, ce grea e viața de slujitor între mass media și Mântuitor. Dacă vrea cineva să calce pe urmele Mântuitorului, alege să suferi tu. Nu mai provoca suferințe. Rămâi o treaptă mai jos decât cea la care te-a ridicat Domnul. Că doar așa poți să fii de folos altora. Pe unii Dumnezeu i-a ridicat până aici, vârf, și oamenii sunt jos și departe. Când cobori o treaptă mai jos decât nivelul tău, nu pierzi din valoare. Te apropii de oameni slabi. Dați-vă jos din vârf. 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 Coborâți la oameni. Că știți de ce? După ce ai ajuns pe 2-3, te poți urca sigur înapoi. Că e locul la care te-a pus Domnul. Nimeni nu ți-a locul dacă cobori de pe el. Amin.